Este vară, anotimpul perfect pentru amenajarea aleilor de grădină sau a renovării casei pe exterior. Vreți să vă placați casa cu piatră decorativă, doriți să vă schimbați blatul de bucătărie vechi cu unul din calcar, ori vă tentează un lavor din piatră naturală? Piatra de viștă este prima soluție, dar la ce trebuie să fim atenți când o alegem, aflăm chiar de la proprietarul afacerii. Alături de noi este domnul Levente Gheorghe, proprietarul fabricii de piatră viștă. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la noi la fabrică! Spuneți-ne, vă rog, ce tipuri de produse creați aici? Produsele noastre sunt exclusiv confecționate din calcarul autohton din Viștea. Ele se bazează mai mult pe partea de placare, în schimb avem și produse sculptate, ornamentale. Așadar, piatra de Viștea este un calcar folosit în mod special pentru decorațiuni. În general, da. Placări, garduri, socluri, diferite spații vizibile și plăcute ochiului. Să înțeleg că nu putem să construim un trotuar sau o alee în grădină din acest tip de piatră? Este o piatră care absorbe foarte tare umiditatea și nu rezistă la noi în țară la intemperii. Deci la gradele foarte scăzute, la minus 20, ea se va deteriora, se va crepa. Dar soarele, cum afectează piatra de viștea soarele? Sau nu? Nu afectează? La căldură, în mod bizar, nu are nicio relevanță, se comportă foarte bine, este o piatră caldă, se pretează foarte bine și la încălzirea în pardosială, emană foarte bine, este o piatră folosită de secole și sper să fie în continuare. Ce alt tip de produse mai realizați din piatra aceasta, în afară de placări? În afara produselor care se folosesc la placarea suprafețelor, noi confecționăm atât stâlpi, încadramente de geamuri, pervaze, trepte, chiuvete, lavoar, în fine este același lucru, blaturi de bucătării, blaturi de baie. Este o piatră atât de versatilă încât s-ar putea folosi aproape oriunde. Busturi din calcar, tot ce vă vine în minte, noi am putea să o executăm. Spuneați despre chiuvete și căzi. Cum se comportă la apă piatra asta? Cum spuneam, piatra este foarte, foarte absorbantă. Ea se tratează, se folosește un impermeabil. La 2-3 straturi, ea va rezista aproximativ 2-3 ani fără nicio problemă. E ceva ce ați gândit și creat pentru clientul dumneavoastră? E un ornament de grădină? Nu, este un capac de stâlp. El vine pus pe stâlpul gardului. Da. Îl avem în 12 exemplare, se găsește în Cluj, arată fenomenal. Acesta a avut mici defecțiuni tehnice și a rămas la noi. Cum realizați efectiv aceste ornamente? Aveți o matriță sau se sculptează manual? Tot se sculptează manual. Aici se folosește acest strung, se rotunjește în mare, deci se ia piatra masivă, care este pătrată, se rotunjește, după care totul se face manual. În momentul în care avem 12 stâlpi de piatră, se lucrează toți cei 12 manual? Da, absolut toți se fac manual. Asta explică faptul că există un anumit preț pentru manoperă, mă gândesc, deoarece totul este handmade? Este. Deci, din păcate, lucrurile manuale tot timpul vor fi mai scumpe decât cele prefabricate sau turnate. Există varianta pentru clienții care au nevoie, nu știu, de un anumit obiect într-o serie mai mare, să construiți o matriță pentru ei, iar costurile să fie mai reduse, nu știu? Nu, aici am putea vorbi, de exemplu, de o balustradă care conține foarte mulți baluștri. Nu se ia niciun fel de matriță, totul se face unul de model, dacă corespunde, acela rămâne la noi și restul se vor face după modelul respectiv. Văd aici în jurul nostru plăci de piatră de diverse grosimi. Spuneți-mi care este prima întrebare pe care vă adresează cineva care vă contactează telefonic și are nevoie de placarea gardului. Cei mai mulți deja știu tipurile de placaje care le avem și ne întreabă anul acesta ce preț ar fi, cât timp ar dura execuția comenzii, deoarece noi nu lucrăm niciodată pe stoc decât pe comenzi. Comenzile se fac în funcție de greutatea pietrei pe care o comandă clientul sau prețul îl gândiți la metru liniar, metru pătrat? În funcție de cerințele
clientului, le putem calcula la metru pătrat, pervazele treptele la metru liniar, pietrele mai groase se calculează la metru cub. Care sunt cele mai aparte obiecte din piatră care vi s-au cerut să le, de către client să le produceți? Mai aparte ar fi o baie, o vană, de fapt, într-o biserică, iar clientul a ținut morțiș să-și o sculpteze el cu mâna lui. Așadar, clientul venea la dumneavoastră aici în fabrică și lucra cot la cot cu muncitorii în fiecare zi? I-am furnizat uneltele necesare și el și-a făcut dintr-un bolovan mare, masiv, vana de botez. Practic l-ați luat aici ca ucenic în fabrică. Și-a plătit materia primă și manopera și-a asigurat-o singur, sub indicațiile dumneavoastră. Am putea zice că a fost dirijat de către sculptorii noștri și îndrumat pentru a-și face singur cu mâna lui această vană. Și alte obiecte mai ciudate sau comenzi mai aparte pe care să le primiți au mai fost? Comenzi inedite sunt busturile care sunt tot mai rare, nu sunt cerute. Mai avem de asemenea unele elemente de tip de sculptură, s-o încadrez în categoria animale, lei, păuni, diferite, nu știu, lucruri ornamentale, abstracte, care n-au nicio formă sau nu au nicio o dimensiune bine stabilită. Ați pomenit ceva de un triunghi în interiorul căruia trebuia poziționată o caleașcă? Da, este o caleașcă romană, s-a executat într-o placă foarte mare de 6 metri pe 4. Și această sculptură trebuia pusă, nu știu, expusă undeva pe suprafața unei case sau într-o grădină? Era pe fațada unei case, da. Chiar deasupra streșinei. Există anumite culori sau folosiți anumiți pigmenți pe care îi impregnați în piatră la solicitarea clienților, nu știu, dacă doresc piatră de viștea într-o anumită nuanță? Este o întrebare foarte bună, deoarece în ultimii 2 ani noi am dat de un strat care este puțin spre nuanța de albăstrui, iar impregnând-o cu un impermeabil care îi oferă nuanța de umed, această nuanță este mult mai evidențiată și rămâne vizibilă, este mult mai săritoare în ochi. Și oamenii preferă această nuanță mai albăstruie sau nu? Culoarea clasică a pietrei de viște. Asta aș putea să zic că este 1% din clienți care preferă această nuanță de albăstrui. Culoarea crem niciodată nu va fi întrecută de nimic. Deci crem, cafeniu este nuanța pietrei autohtone și asta o să rămână. În momentul în care folosim un lac ca să impermeabilizăm piatra de viștea, îi se schimbă culoarea pietrei? Da, lacul lucios îi va schimba nuanța, o să o închidă foarte tare, iar aceste lacuri lucioase nu se folosesc decât pe interior, deoarece nu rezistă la ultraviolete. Se vor decoji exact ca și lacul de unghii, se va exfolia și va avea un efect foarte un aspect foarte neplăcut. Deci, practic, se transformă într-o poșchiță care se desface de pe suprafața pietrei. Este urâtă la vedere. Deci nu o recomand pe exterior. Spuneți-mi, la ce folosesc aceste utilaje complicată pe care le avem aici? Este un fel de circular? Acesta este chiar un utilaj foarte simplu. Este un circular care debitează mărimile foarte mici de piatră, da. Iar în hală le putem observa pe cele mai mari, care debitează multe lastre, multe plăci de piatră deodată. Aici piatra se taie la diferite grosimi în funcție de ceea ce solicită. Exact. Deci grosimile se iau de la primul circular, acela va face prima incizie în bolovan, da. Vom debita lastrele la grosimile dorite, iar pe acestea din spatele meu le vom tăia la dimensiunea cerută. Avem lângă noi un alt utilaj care văd că taie niște bolovan de dimensiuni impresionante. E tot un fel de circular? Da, acestea se numesc tăietoare de blocuri. Acestea feliază blocurile de piatră extrase din carieră. Ce fel de animale ați sculptat? Pentru clujeni am început cu tot felul de lei, cap,
capete de lei, am trecut la căței, păuni, tot felul de păsări, îngerași, enumărate lucruri inedite și interesante. Cine sunt cei care comandă busturi? În general, doresc să facă un cadou cuiva sau este vorba de o instituție care dorește să expună un bust? Da. În general, sunt instituții, primării sau externi. În România, foarte puțini își permit sau își comand busturi, cel puțin în dimensiuni naturale. Ce tipuri de lucrări mai speciale realizați din blocuri de piatră atât de mari? Este cel din spatele nostru. Aceste blocuri, de exemplu, avem o catedrală sau o mănăstire mai degrabă, care este formată în întregime din asemenea blocuri imense. Ele se sculptează și fiecare are locul ei ca și un puzzle imens. Această mănăstire are 15 metri înălțime și în jur de 30 de metri pe 30 lățime. Și să vă imaginați că toată este clădită doar din calcar de viștea. Există cumva tendința și în țara noastră, în Cluj, de a folosi piatra de viștea nefinisată? Da, chiar în spatele dumneavoastră se vede, noi o numim margine, este prima tăietură din blocul masiv, da. Iar aceasta are o parte netedă și una exact cum a fost ea extrasă din pământ. Da. Și acest tip de placaj este folosit foarte des în multe construcții, chiar de interior arată fenomenal în jurul unui televizor sau unui șemineu. Practic, fiecare bucată de placă, cele de pe marginea blocului, putem spune că are două fețe, deci folosim ori partea rugoasă, ori partea netedă. Deci la noi totul se folosește, nimic nu se aruncă, și praful de piatră, la un moment dat îl vindeam pentru tencuieli, mai nou îl donăm sau îl vindem firmelor care produc carne de origine porcină sau fermelor de găini. Plăcile acestea sunt sculptate manual sau e folosit un șablon? Aici pentru se vede maestria muncitorilor noștri care au foarte mulți ani de experiență, toate sunt sculptate manual, se aduce un șablon de către arhitect și băieții noștri o execută după acel șablon. Iar acele capete de stâlpi sau, nu știu cum să le numesc, sculpturile acelea cu flori, da, din spatele nostru, ce sunt acelea? Sunt niște capace de stâlp cu rozete. Da. S-au făcut puțin cam supradimensionate și sunt prea grei pentru stâlpi și s-au returnat, din păcate. Așadar, după o muncă migăloasă, vor trebui distruse? Nu se vor distruge, se vor debita la anumite dimensiuni mai mici, ca să se potrivească. Puteți să operați și modificări de genul ăsta? În momentul în care face un client o comandă, observă că este puțin nepotrivită, puteți opera modificări? Absolut, deci orice se poate executa și ulterior, nu este nicio problemă. Putem observa câteva console care se vor monta sub încadramentul de geam. Așa. E un ornament de geam, de fapt? Absolut. Deci vine încadramentul profilului în jurul geamului, da. Iar acesta vine la baza profilului. Cu ce puteți să lipiți aceste bucăți sculptate, deoarece par destul de grele, nu știu, nu e pericol să cadă? O greutate destul de considerabilă, se vor prinde în șuruburi pe casă și se vor masca găurile de șurub. Așadar, nu cu un adeziv special sau... Nu ne riscăm să le prindem doar cu adeziv, deoarece cu timpul acestea se pot desprinde și să rănească. Văd aici niște panouri din piatră, la ce folosesc? Aceste panouri puse una lângă alta vor forma niște stâlpi pătrați, tip roman, cu canale. Le veți găsi în mănășturi la biserica de sub cimitir. Practic, aceste panouri formează stâlpul sau ele se aplică pe un stâlp de ciment? În acest caz, acestea se vor aplica pe un stâlp de ciment. Avem și profilele de la bază și de la partea superioară. Da. Sunt unele cazuri unde stâlpul în sine este masiv, deci este din piatră brută. Cu toate că nu recomandați pentru exterior folosirea pietrei de viștea, deoarece nu rezistă la temperaturi extreme, pentru stâlpi sau pentru placări se folosește, doar nu pe orizontal, nu? Exact, deci pe orizontal, sub cerul liber, nu-l recomand. Dacă este cazul, în cel mai rău caz, cum ar fi capacele de gard, acelea le facem din plăci foarte groase, se execută în două ape. Da. În afară de aia, la
recomandarea noastră, nu prea o recomand sub cerul liber. Iar pe interior, dacă folosim piatra de viștea în interior, dar pe podea, ea trebuie tratată într-un anumit fel? Se negrește, se murdărește ușor? Noi zicem că se înnobilează, dar în timp se va căpăta o nuanță mai închisă. Este o nuanță plăcută, nu va mai fi niciodată nouă, dar nu este neplăcută la vedere. Deci e un fel de patina timpului și asta are un anumit farmec. Sigur, nu mai poate să arate ca în fabrică înainte de a fi folosită. Când ne gândim la orașele vechi, Roma sau ceva de genul acolo, absolut totul este din piatră, calcar, granit și nu deranjează pe nimeni. Încă o întrebare destul de practică. Pentru blatul de bucătărie se poate folosi piatra de viștea? Nu mă refer atât la apă și la impermeabilizarea blatului, cât la pete, nu știu, verș o cană de cafea. Rămâne pătată în piatra? Eu personal am blat de bucătărie acasă, da. Este fenomenală. Puteți să luați direct de pe aragaz sau de pe focar elementele foarte calde și să o puneți pe piatră, nu are absolut nimic. Dacă se tratează piatra, nu va absorbi nicio pată, nu va puți nimic. Deci tot secretul este să tratăm înainte blatul de bucătărie sau chiuveta pe care o avem din piatră, o tratăm cu produse speciale pe care mă gândesc că le puteți recomanda dumneavoastră cu încredere? Absolut, deci noi furnizăm și aceste informații cu ce să le tratați, cum să le întrețineți, nu este greu de întreținut, ca orice lucru natural este puțin de lucru cu ele. Observ aici, în spatele nostru, diverse tipuri de placări. Mi se pare că sunt tipuri diferite de pietre, eventual să ne lămuriți. Piatra este aceeași, doar tipul de prelucrare este diferit. Aici putem observa, după cum am povestit, sunt acele margini care nu au nicio, adică au o față dreaptă și una neregulată, iar acestea tăiate la dimensiune vor rezulta acest panou. Iar aici sus observ, nu știu, o altă textură. E tratat peretele cu un lac aparte? Mi se pare puțin ucios sau... Ce ați găsit dumneavoastră acolo se numește siliciu. Da. Se găsește în piatră, este ca și sticlă. Aceasta este suprafața care acoperă blocul sau masivul. Piatra de pe peretele de aici, cred că este mai neprelucrat. N-ați îndepărtat tot stratul exterior din masivul de unde ați extras piatra, presupun, de aceea are o altă culoare și o altă textură. Textura este identică cu marginile pietrei. Sunt doar exact cu ceea ce se vede jos, doar că este dimensionată la anumite categorii. Iar culoarea, mi se pare că e altceva. E mai gălbuie, mai roșcată, mai aurie. În general, suprafețele exterioare a masivului sunt mult mai închise, sunt maronii deja, decât interiorul blocului. Iar în spatele dumneavoastră este ceea ce numeați interiorul pietrei. Asta este suprafața exterioară, iar acolo aveți piatra după prelucrare? Exact. Aici se pot vedea bucăți mici rămase nouă. Noi le numim mozaic, adică sunt bucățele care nouă ne-au rămas și sunt regulate. Și acestea se pot folosi în placarea unui zid. Aici vedem aceeași piatră, dar tipul de tăiere cred că diferă foarte mult. Sus, ne puteți explica? Da, cum să nu. Acest tip de placaj, eu l-am întâlnit în Cluj și mie mi-a plăcut foarte mult. Sunt niște fâșii mai groase, mai proeminente, iar în interior avem niște nuturi sau canale realizate din niște plăci mici și subțiri de un centimetru. Practic, e o alternanță de plăci cu margine netedă și plăci neregulate. Da. Ar fi cam aceeași treabă cu ce avem lângă panoul vecin. În schimb, tipul sau modul de montaj diferă. Această piatră cred că ar avea infinit de moduri de aplicare. Ați putea să vă jucați cu textura, cu modul de tăiere și niciodată nu s-ar termina combinația de montaj. Mereu va arăta altfel. E un fel de doboș din piatră de viștea. Exact. Deci puteți să faceți cam orice și tot timpul va arăta bine. Iar în partea de jos, mie mi se pare că e un fel de soclu de casă aici. Este o piatră mai brută, mai rustică, de dimensiuni mai mari. Nu diferă decât dimensiunea de tăiere față de celelalte.
Sunt genul de pietre folosite pentru interior sau pentru exterior, ceea ce vedem aici, în zona aceasta de... În general, aceste plăci mari se folosesc pe exterior. Pe exterior, pe suprafețe mari, pe suprafețe cu lungimi considerabile. Un zid de casă, un gardă... Exact, sau biserică înaltă sau ceva de genul. Observăm aici în showroom și un model de stâlp. Exact. Ce v-am arătat afară, erau gata pregătite aici, putem să-l vedem montat deja o față. Aici se poate observa profilul de jos, aceste canale tip roman și profilul superior. Cât de des vi se solicită asemenea sculpturi? Foarte rar. Noi nu suntem foarte specializați în cadrul firmei la sculpturești. În general, noi mergem și cerem părerea unui profesionist. Aceasta a ieșit puțin cam bizar, de aceea clientul a și refuzat-o. Avem un alt tip de placare aici, în spatele nostru. Sunt plăci pătrate, dispuse în formă de romb? Da, a fost ideea uneia dintre montatorii noștri. Este o placă lisă, îi dă un aspect mult mai modern, fresh, față de ce putem să vedem chiar aici, acestea fiind mult mai vechi de... Conservatoare, mai clasice? Exact, noi le numim casete, nu prea se mai cer. Este în neconcordanță cu restul montajului, chiar asta am vrut să iasă în relief, să se vadă. Există și pe domeniul dumneavoastră anumite tendințe, nu știu, o anumită tăiere în piatră care este la mod anul ăsta și nu știu, alte tăieri în piatră care au fost în trend acum 5 ani absolut, și acum nu se mai poate? Absolut, ca și în orice domeniu, oamenii, eu zic că sunt ca și oile, deci dacă vecinul a început și a pus ceva, absolut toată lumea merge pe același trend. Este foarte greu să îl scoți pe om din zona lui de confort și să încerci să explici, să-i oferi altceva. În general, fiecare cumpără ce a mai văzut, nu dorește să încerce ceva nou sau ceva propus de noi. În general, cum procedează oamenii? Vin cu o fotografie sau vin spunând, haideți cu mine pe strada X să vă arăt casa vecinului, vreau și eu identic? Avem, mare majoritate deja știu ce vor, doar ne sună și ne spun ce cantitate doresc. În schimb, sunt și cei care încă n-au avut contact cu această piatră și vin, văd la fața locului, se gândesc ce arăta mai bine, eventual iau 2-3 bucățele monstre. Spune-ne pentru cine a fost realizat acest tâlp. Pare foarte complicat lucrat. Acest tâlp a fost executat pentru o mănăstire din Moldova. Îl găsim în 6 bucăți. Are 6 metri înălțime și 2 metri în diametru. Iar acesta a fost executat ca și model, ca să vadă cum ar arăta din piatra noastră. Există clienți care vin cu anumite modele personalizate, realizate de ei, desenate de un arhitect, un designer? Deci sunt clienți, foarte mulți clienți care apelează la arhitect sau designeri, unde modelul este deja consacrat și trebuie să semnăm un contract de confidențialitate. Atât, deci nu se mai poate repeta acel model nimănui. Practic, ei doresc să dețină exclusivitatea pentru un anumit model, pentru un obiect decorativ și nu doresc să îl mai găsească în curtea nimănui. Exact. Oare ne puteți, nu știu, spune și o povestioare interesantă legată de clienți sau ceva mai atipic? Multe povești interesante. Una ar fi că a venit un client, a făcut o comandă și a ridicat marfa după foarte mulți ani cu întârziere și totuși a revenit. Spune, vorbeați acum de ani, nu de luni sau săptămâni. Și vorba de foarte mulți ani, a venit după vreo 6 ani și a ridicat marfa, contractul era încă în derulare. Din unele sau altele motive nu a putut să vină să ridice marfa. Dar concluzia este că orice produs comandat este în siguranță aici, la fabrica dumneavoastră, el se poate ridica dacă este plătit când dorește beneficiar. Nu e problemă și dacă s-a vândut, se reface, nu e problemă. Alături de noi a fost domnul Levente Gheorghe, proprietarul fabricii de piatră din Viștea, care ne-a explicat la ce folosește această piatră de calcar. O întâlnim în decorațiuni, placări cu piatră sau diverse obiecte sculptate în grădinile și casele clujenilor.
Ați cheltuit o grămadă de bani pe echipamente agricole recomandate de vecinii dumneavoastră, dar tot nu reușiți să vă tundeți gazonul eficient ori să vă săpați ogorul? Probabil nu ați ales bine utilajul. Ceea ce este bun pentru vecinul nu se potrivește întotdeauna și terenului dumneavoastră. Nu o spunem noi, ci o zice cel mai căutat specialist în servisarea echipamentelor agricole de mici dimensiuni din Cluj-Napoca. Suntem în showroom-ul de utilaje și echipamente de grădină de mici dimensiuni pentru agricultură. Îl avem alături de noi pe domnul Cristian Bunea. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că ați acceptat să stați de vorbă cu noi, cu telespectatorii noștri. Și eu vă mulțumesc! Domnul Cristian este specialistul numărul 1, dânsul este extrem de modest, dorește să fie prezentat ca un simplu mecanic, ceea ce consider eu că este mult sub talentele dânsului. Spuneți-ne în primul rând ce comercializați și ce vindeți aici, ce produs aveți în gamă. Deci noi comercializăm utilaje mici pentru agricultură, în general pentru persoane fizice, și pentru terenul de mici dimensiuni. Comercializăm câteodată și pentru cele care pentru mai mari dimensiuni, dar ne-am bazat în general pe micii producători, unde în ultimii ani a fost un pic cam descoperiți. Doar să zicem cam așa, că în ultimii 10 ani am început oamenii să se obișnuiască să-și cumpere, sau mai bine să-și achiziționeze utilaje de mici dimensiuni pentru a face o agricultură un pic mai rentabilă. A trecut vremea sapei și a hârlețului. Asta cu siguranță. Și concret, ce produse ne oferiți aici, la dumneavoastră, în showroom? Deci, cel mai mult ne bazăm pe mașini de tuns gazon, săpători, motofierăstraie sau motocositori, dar mergem și pe alte produse similare, deci tot pentru micii producători. Asta este baza pe care lucrăm noi aici. Există o anumită sezonalitate pentru produse. Sunt anumite produse care se cumpără în perioada aceasta, primăvară-vară, oare mai mult decât altele? De cele mai multe în perioada aceasta se cumpără mașini de tuns gazon, din cauza că vremea ne-a înșelat și a venit un pic vara un pic mai repede și lumea se grăbește. Săpătorile care sunt foarte necesare și au un regim de lucru destul de bun. Avem două tipuri de utilaje, pe combustibil sau electrice, în funcție de nevoile clienților. Da, deci mașinile de tuns gazon, prima secțiune la care cele electrice sunt așezate pe raft, celelalte sunt așezate jos, pe secțiuni, cu transmisie sau fără transmisie. În funcție, oamenii se aleagă exact pe categorii. Urmează secțiunea care o avem cu motofierăstraie și motoare de rezervă, pentru asta de schimb, pentru producători, și mici generatoare de mici dimensiuni. Iar aici par niște mașini de tuns iarba? Sunt complicate un pic. Este un scarificator tot pentru iarbă, pentru gazon, cu motorizare. Este un produs mai nou, care îl promocionalizăm. Invertoare, tot un fel de aparate de generatoare, doar pe care au o stabilizare în funcționare, să folosesc de cei care lucrează mai profesional. După ce avem cositori cu masă de tăiere, un tractoraj produs și comercializat de noi, cu o trecere destul de mare pe clienți, este pentru terenul de mai mari suprafețe. Spuneați că de multe ori oamenii ascultă mai degrabă de sfatul vecinilor și prietenilor când achiziționează un echipament agricol. Da, pentru că în general oamenii numai în ultimul moment se trezesc că le trebuie ceva, atunci când au posibilități, și atunci prima informație o găsesc la vecin. Din păcate, vecinii întotdeauna se pricep la toate și atunci dau informații foarte eronate sau aproape eronate. Și achiziționăm un produs care nu prea își are valoarea. Ceea ce avem noi e necesar să folosim. Și atunci noi suntem nevoiți să cumpărăm un alt produs. Vreți să spuneți că ceea ce se potrivește vecinului nu se potrivește și mie, de exemplu, pentru că grădina mea, terenul meu agricol diferă. Poate este plan sau un pantă, e o livadă sau un... Da, deci terenurile diferă de la zonă la zonă și atunci eu trebuie să fiu pregătit pentru ceea ce am nevoie și produsul aferent terenului meu care l-am și cantității care o am de
rezolvat. Dacă eu cumpăr un produs care este pentru mici dimensiuni sau pentru o altă etapă, atunci nu am ce face cu produsul respectiv sau îl folosesc foarte rar și, în schimb, produsul care chiar am nevoie, nu-l pot achiziționa, neavând resurse. De aceea este bine prima dată să dăm informații celor care vinde despre ce avem nevoie, ce teren avem, unde sunt posibilitățile la care putem face noi resursele materiale și atunci, în funcție de acele resurse și în funcție de condițiile care oferim clientului respect, cel mai bun produs care îl poate achiziționa. Pentru nevoile fiecăruia. Da. Sau mai bine, clientul să aștepte o perioadă de timp până mai achiziționează niște resurse pentru a-și lua produsul care chiar îi se potrivește pentru teren. Care sunt cele mai uzuale probleme cu care vă întâlniți în ceea ce privește clienții care vin pentru serviciul aparatelor? Cele mai dese probleme sunt în momentul în care se închiriază un aparat unui vecin sau unei cunoștințe, având niște datorii morale față de vecin, încercăm să-l ajutăm. Din păcate, de multe ori, poate nici vecinul nu lucrează cu aparatul, doar poate nici vecinul strică și îl aduce acasă în momentul în care este stricat. Fiind vecin, mi-e rușine să-i spunem ceva și ne costă foarte mult. Deci produsele care le achiziționez pentru uzul personal sau a familiei, și nu pentru a fi împrumutate. Deci, atenție, nu este neapărat un mit că trebuie să fim atenți cu lucrurile și utilajele noastre. Chiar se întâmplă și ne spune asta un specialist care se lovește zi de zi de asta. Deci, sunt perioade în care chiar și 90% dintre utilajele care intră în service au defecțiuni cauzate de acest împrumut. Ce îi sfătuiți în funcție de condiția fizică a lor, de vârsta lor? Adică poți să cumperi un utilaj pe care nu poți să îl manevrezi, nu poți să îl stăpânești? Nu, sunt anumite utilaje, chiar dacă sunt pentru persoane fizice, sunt utilaje care se folosesc doar de câte oamenii care sunt într-o stare destul de bună fizic și numai fizic și psihic trebuie să fii pregătit și să ai un pic și de cunoștințe. Sunt anumite persoane care nu au ce lucra cu aceste utilaje pentru că nu au nici cunoștințe fizice, nici despre, cum să spun, tot ce înseamnă manevrarea unui aparat, întreținerea și numai acestea, deci tot timpul trebuie să fii pregătit cu un pas înainte. Noi dăm informații, ne apucăm în timp scurs să dăm toate informațiile necesare. Vorbiți de acele persoane care sunt total atehnice, da, și... Și de multe ori caută notul în car cu fân, cum se zice, sau acum în carul cu fân, caută și caută informația de pe hârtii și informația care le dau eu după o oră de povești, n-au înțeles nimica. Pentru că caută amănuntele care nu sunt importante, nu ce este important. Nu-și notează, dacă chiar nu țin minte, trebuie să ți le notezi, pentru că sunt lucruri care sunt foarte importante. De aceea le dăm informațiile, tocmai pentru ca să le... Deci noi, după ce lucrăm cu ele, dăm informațiile necesare pentru ca și dânsului să-i fie ușor să lucreze. De ce credeți dumneavoastră că sunteți atât de căutat de clujeni? Oamenii bat jumătate de oraș să vă caute, poate vin chiar din orașele învecinate. Pentru dumneavoastră, sunteți privit de multe ori ca ultima soluție. După ce oamenii încearcă la reprezentanțe, cu aparatele stricate, problema nu se rezolvă, sunt purtați pe drumuri și apoi ajung la dumneavoastră. Este cel mai bine să nu ajungă la mine, ca ultima soluție, pentru că de la mine, cum se zice, este vorba mai veche, că zice, de la mine ultimul, deci drumul, mai departe nu mai există, deci numai casarea. Am învățat foarte multe despre utilajele noi din acest showroom. Acum haideți să vedem ce se întâmplă cu ele când se strică. Pornim spre atelier alături de domnul Cristi. Poftiți cu mine. Am ajuns în atelierul în care se întâmplă minunile. Da, aici este masa mea de lucru, mai bine zis, mesele mele de lucru. Vom trec de la un utilaj la altul pentru că sunt o gamă variată de produse care trebuie să rezolvate în același timp. Totul fiind în perioada de sezon, toate sunt pe repede înainte.
Colegii noștri ne-au șoptit că sunteți extrem de apreciat de către clienți și căutat pentru că aveți foarte multă răbdare cu ei, le explicați, intrați în foarte multe detalii și amănunte, lumea vă ascultă și anotițe, vin la dumneavoastră de departe, așa cum spuneam. Am avut ocazia să lucrez cu oameni diferiți și mai de la țară, cum se spune, și mai de la oraș, și cu studii, și fără studii, și trebuie să înveți să vorbești cu fiecare. Și la fiecare să-l duci spre ceea ce are nevoie. Unii se supără pentru că cer prea multe informații. Dumneavoastră cereți prea multe informații. Da, eu cer multe. Tocmai încercând să descoper toate laturile slabe care le are și să văd de ce se întâmplă. Pentru că dacă nu mă repar un utilaj, n-am rezolvat nimica. Dacă nu-l corectez la ceea ce face, atunci deci, celălalt lucru se va repeta la infinit și vor avea costuri foarte mari. Deci încercați să îi ajutați cu sfaturi, dar înainte de toate, în primul rând, puneți dumneavoastră multe întrebări ca să aflați, de fapt, cauzele problemelor și să le oferiți sfaturi pe termen lung. Haideți să ne dați un exemplu concret. Ce s-a întâmplat ultima dată? Care a fost ultima problemă de care v-ați lovit? Deci, ultima problemă care m-am lovit, este acest produs care este utilizat la scară semiprofesională sau profesională. Ce produs este acesta? Este un produs, o motosăpătoare, care se utilizează doar pentru micul producător. Deci pentru grădina proprie nu se poate utiliza pentru la scară mai mare. Alternativa la tradiționala sapă. Concret, ce s-a întâmplat cu această motosăpătoare? Deci, folosită în mod industrial, partea de transmisie a fost făcută, distrusă în totalitate. Deci a fost un caz care se întâmplă odată la 10 ani, la care să distrugi toate, din partea de transmisie, toate piesele dinăuntru. Am aflat foarte multe lucruri interesante în această zi despre echipamentele de grădină și echipamentele agricole alături de domnul Cristi. În ceea ce privește echipamentele noi, lucrurile sunt complicate în sensul în care e bine să apelăm la un specialist înainte de a le achiziționa ca să preîntâmpinăm costurile ulterioare. Iar în ceea ce privește reparațiile și aparatele care se strică la un moment dat, aici putem să ne adresăm cu încredere specialistului care lucrează în showroom-ul acesta, dar să nu uităm de sfaturile dânsului, să avem grijă noi înșine de întreținerea utilajelor, pentru că nici chiar el nu poate să facă minuni.